Aștept să văd că sunt în direct. Bună seara, bună seara, dragii mei dragi. Am pregătit aici, am tămâiat frumos camera ca să intrăm așa într-o stare care să mă pregătească pentru acest live special. Este joi seară și am hotărât împreună cumva să fac un live altfel, un live special de întrebări și răspunsuri. Cumva în seara asta nu e cu terapie prin poezie, nu e cu o temă. În seara asta am să vorbesc cu voi și am să vă răspund la întrebări. Bună seara, bună seara, vă mulțumesc că ați intrat, sunteți așa de mulți, nu vine să cred. Mă gândeam că duminica e o zi specială, o zi numai bună pentru live-uri, dar se pare că și joia voi sunteți aici și mă bucur. Am emoții foarte mari pentru că sunt într-o altă ipostază. Dar vreau să ies din zona de confort și vreau să încerc cât mai multe lucruri noi. Bine ai apărut în viața noastră, vai, ce frumos, mulțumesc din suflet, mulțumesc! Ce vrăjitorii fac? De ce? Pentru că am dat cu tămâie? Fac vrăjitorii foarte multe din alea bune, să știți. Mulțumesc pentru complimente. M-am pregătit, să știți așa, mi-am luat și cărțile mele cu mine aici și am zis că la un moment dat, dacă nu vor fi prea multe întrebări și nu vom avea, nu voi avea ce să spun, mă gândeam să deschidem așa cartea la întâmplare și să vă recit o poezie din cartea asta și una din cartea asta. Copilașii mei sunt cărțile astea, ca să știți. Cei care încă nu le aveți, puteți să le comandați online sau îmi puteți scrie mie și putem organiza un ceai cu poezie sau o întâlnire așa între prieteni, dacă sunteți din București, bineînțeles. Altfel, evenimentele de terapie prin poezie, iată că iar m-a prins în direct, da. Subiectul în seara asta nu este, pentru cei care nu știți, este o seară specială de întrebări și răspunsuri. Încercați să întrebați lucruri care să mă intereseze și pe mine și pe voi. E ok să mă întrebați lucruri despre mine, dar aș vrea să fie cumva lucruri care să ne intereseze pe toți și bineînțeles că dacă sunt întrebări care nu sunt puse din spațiul inimii și nu vin de acolo dintr-un loc frumos, am să le ignor și ulterior am să șterg întrebarea și probabil am să și blochez persoana care întreabă. Am făcut, să știți, destulă curățenie în ultima vreme, mai ales la postările mele în care dansez, cânt și fac yoga. Tot sunt aici, am să vorbesc despre asta. Eu sunt poeta Georgiana Dănilă. Scriu. Sunt un om care a decis să plece pe acest drum spiritual și să-i inspire și pe ceilalți. Și reușesc să motivez prin ceea ce sunt eu. Dar în același timp, eu sunt toate celelalte bucățele din mine. Adică sunt și femeia care vrea să danseze, și cea care mai cântă din când în când, și cea care face yoga, și cea care gătește. Tot ceea ce fac și postez aici este, în primul rând, pentru mine, pentru că fac lucruri dragi sufletului meu și trec printr-o transformare frumoasă pe care îmi place să o arăt și celorlalți. Pentru că știu că vă inspiră, știu că așa m-am inspirat și eu din transformarea altor oameni și asta ar trebui să facem cu toții. Ne trezim noi, evoluăm noi, să arătăm evoluția tuturor, că nu știi niciodată cine se poate inspira de acolo din călătoria ta. Domnul Trifu, vă pup! Mulțumesc pentru trandafir, pentru floricică, sunteți un minunat! Mulțumesc pentru tot, mulțumesc pentru sufletul curat și pentru ceea ce sunteți. Mulțumesc! Haideți, întrebați-mă lucruri!
și din sfera spirituală, și din cea personală. Ce trebuie să facă o femeie? Să știți că la mine vin întrebările, se văd, dar pentru că sunt foarte multe mesaje în același timp, nu reușesc să mă opresc la una singură. Așa că văd că momentan s-a oprit aici la domnul Gheorghe Trifu și la trandafirul roșu și la un ești deosebită. Mulțumesc! Dar deocamdată întrebările nu se văd. Probabil trebuie să mai aștept. Da. De unde sunt? M-am născut în Ploiești. Familia mea, am făcut școala generală în orășelul Plopeni, de lângă Ploiești. Familia mea încă locuiește acolo, în județul Prahova, și m-am mutat în București de 6 ani. De 6 ani locuiesc în București. Cum se poate vindeca o femeie? Numai puțin, trebuie să văd cum funcționează asta, pentru că la mine se blochează, văd jumătate din întrebare. Ce fac bine? Ce faci? E atât de... o întrebare atât de... pot să stau până mâine să răspund la întrebarea asta, dar aș fi vrut să fiu un pic mai... Da. Deja m-ai vrăjit și pe mine, deja m-am îndrăgostit de tine. Ok. Hai să încercăm să stăm un pic în afara acestei sfere. Vă spun sincer, nu-mi plac mesajele cu vrei să fii soția mea, cu vai frumușico, ce frumoasă ești. Nu, pentru că nu pentru asta sunt aici. Și știți ce nu înțeleg? Nu înțeleg cum de... sunt oameni care văd aceste live-uri și mă întreabă, da, tu cine ești, da, tu ce ne povestești, da, de unde ai mai apărut și tu? Chiar nu înțeleg care este algoritmul Facebook și cum de mă pot vedea și alți oameni care nu urmăresc această pagină sau care nu au dat like acestei pagini. Pentru că e clar, din moment ce ei întreabă cine sunt, e clar că ei nu urmăresc această pagină și nu înțeleg de ce Facebook-ul arată acest live și oamenilor care nu au apăsat acel buton de urmărește. Pentru că, normal, pentru ei este ceva nou. Nu știu cine ești, apar dintr-o dată și te-a pus să vorbești. Oamenii care mă urmăresc deja, care citesc poeziile mele, care vin la evenimentele mele, care au cumpărat cărțile mele, care mă ascultă în fiecare duminică când intru live, știu despre ce e vorba. Ceilalți, normal că nu. Vă mulțumesc că mă urmăriți din Olanda. Dacă ați pus deja întrebarea și a trecut și eu n-am văzut-o, mai puneți-o odată, vă rog frumos, că nu înțeleg cum funcționează. Se oprește. Văd câteva mesaje, dar pentru că sunt multe inimioare, nu reușesc să văd întrebările. De unde mă inspiră? Am găsit una. Păi, din mine. În momentul în care înțelegi că tu ești tot ceea ce este pe lumea asta și înțelegi că lumea ta e creată de tine și că toți oamenii din jur sunt oglinzile tale, sunt aspecte din tine care au prins viață și... îi vezi în realitatea ta exterioară ca să înveți și să-ți arate și mai multe despre tine, atunci tu ești inspirat din tot, din tot ceea ce ești tu și nu trebuie să fie ceva anume care să te inspire. Nu pot să spun că mă inspiră noaptea și luna și stelele, mă inspiră absolut tot, pentru că eu am impresia că totul este magic și totul este frumos în jurul meu, pentru că eu lucrez să fie frumos interiorul meu și dacă interiorul e frumos, atunci totul devine magic în jur. De asta vă spuneam și vouă, luna, măcar luna asta, că e luna iubirii, haideți să mergem cu atenția către noi și să ne iubim pe noi. Asta e iubirea adevărată. Când înțelegi să te iubești pe tine, să te asculți, să ai grijă de tine, să ai grijă de trupul tău, făcând asta, iubirea ta se revarsă apoi în jur și iubești tot ce vezi. Nu mai e nicio diferență între cum îți iubești mama, cum îți iubești fica, cum iubești floarea din grădină, cum iubești luna de pe cer, cum iubești cățelul sau pisica. Iubești absolut totul la fel, pentru că intri într-o realitate nouă, realitatea iubirii. Iubirea nu e un sentiment, te iubesc și tu mă iubești. Iubirea este
o realitate. Totul este iubire. Tu ești iubire și în jurul tău vezi numai iubire. Asta e iubirea. Și e universală pentru tot și pentru toată lumea la fel. Ce simt pentru voi în momentul ăsta este ceea ce simt și pentru mine, ceea ce simt și pentru mama mea. Apropo, vă rog să-mi spuneți la mulți ani pentru mămica mea, că este ziua ei astăzi. Împlinește 61 de ani și nu este în țară, dar o să vină în curând și o să mi-o îmbrățișez. Vreau și eu o bucățică din tine. Păi deja sunt o bucățică din tine și tu o bucățică din mine. Acum fiecare la ce nivel suntem de conștientizare. Ce trebuie să facă o femeie când nu se mai simte iubită? Păi, în primul rând, probabil ea așteaptă iubirea din exterior. Și atunci, atâta timp cât aștepți să vină iubirea din afara ta, crezând că ceilalți trebuie să te iubească pe tine, cred că aici te refereai la relația de cuplu, dacă nu am dreptate, te rog să-mi scrii. Când o femeie se iubește pe ea însăși, și nu e valabil doar pentru o femeie, ci pentru toată lumea, când ești iubit, când tu te iubești pe tine, nu mai simți nevoia să fii iubit din afară, pentru că tu îți dai ție toată iubirea ta. Este vorba despre copilul interior care cere atenție. Cine poate să-i dea copilului interior, copilașului din noi, iubirea aceea adevărată, dacă nu tot noi? Tu ești și copilul și mămica copilului. Și iubirea pleacă de la tine pentru tine și tu ești tot timpul plină de iubire. Și nu mai cauți în exteriorul tău nimic, în exteriorul tău doar vei oglindi ceea ce ești și automat că iubirea pe care tu o simți pentru tine va veni înapoi, la fel cum tu ți-o dai ție, vine și din afara ta. Așa merge treaba. Când ai decis, numai puțin, era o întrebare aici, mulțumesc că spuneți la mulți ani mămicii mele, mulțumesc. Ah, am pierdut întrebarea, iată, uite, nu știu cum să... Deci sunt așa de multe întrebări, sau scrieți atât de des, încât n-am cum, e... Ok... Vă mulțumesc oricum că scrieți și nu e... Caut întrebarea. Sper că ți-am răspuns, iubita, cu cum să fii iubită. Să pui mâna să te iubești tu pe tine, să îți dai atenție, să te asculți, să mănânci doar ce e bun pentru corpul tău, să stai în natură, să te îngrișești, să te asculți, să nu mai faci nimic din ce nu-ți place și din ce tu crezi că e iubire pentru ceilalți, pentru că uiți de tine și ai uitat de tine și ceilalți uită să te mai vadă. Dacă tu uiți de tine. Pentru că așa funcționează. În afară se vede ce este în interior. Ok. Ce zodie sunt? Sunt rac cu ascendent în scorpion. Sunt toată o apă. Chiar sunt ca apa. Simt că iau forma vasului în care sunt pusă și mă adaptez foarte ușor. Scopul tău și unde vrei să ajungi. Ia să vedem, a venit ceva mare aici. Nu știu dacă e. Care este ținta pe care vrei să o atingi în viața asta? Scopul tău și unde vrei să ajungi după această perioadă de descoperire și de iluminarea ta, cred că vrei să spui. Ce-ți propui? După părerea mea, faptul că încerci să fii și poetă și cântăreață și yoghină și altă, că ești încă în căutări de sine. Ok. Hai să nu ne grăbim să judecăm, pentru că procesul fiecărui om este diferit. Noi suntem, de când ne naștem, suntem sinele pur. Odată cu intrarea în acest trup, când venim pe lume, ne separăm. Când ne separăm? Când are loc câte o traumă, în noi sinele începe să se separe în bucățele, pentru că o parte din tine nu înțelege trauma, dar se adaptează și atunci încă o bucată din tine
se separă ca să facă față acelei traume, o facem de multe ori și inconștient, și încă o bucățică care rămâne acolo, traumatizată, că n-a înțeles ce i s-a întâmplat. Să zicem că, nu știu, ești copil și nu-ți dă atenție mămica, sau copiii din fața blocului nu se joacă cu tine, sau ai fost, nu știu, martora unui scandal între părinți, sau ai un frățior care se poartă. Sunt zeci de mii de scenarii, da? Am să încerc să răspund la această întrebare, că e destul de bună. Îți mulțumesc pentru întrebare, draga mea. Și destul de complexă, ca să zic așa, de-aia m-am și dus în să încep cu începutul. Și atunci, dacă noi ne separăm în frățiori micuți, cât mai mulți siamezi, adică începem să dezvoltăm alte personaje și alte personaje care au și ele conștiința lor. Sunt multe dintre aceste bucățele care rămân în subconștient și nici măcar nu știu că fac parte din acest întreg, care este trupul nostru. Am vorbit în ultimele mele două live-uri despre această fragmentare și despre faptul că noi suntem o multitudine de personaje. În funcție de traumele pe care le-am trăit, ne-am separat în foarte multe bucăți. Da? Ce face un om când începe să se caute pe sine? Începe să se asculte, începe să ducă atenția în interior, începe să înțeleagă că exteriorul este o iluzie și că aici, în interior, are loc tot procesul. Și în momentul în care pui atenția pe tine, începi să descoperi că tu ești mai multe bucățele. Și bucățelele din tine intră în conflict. Și ca să rezolvi conflictul, trebuie așa. Să intri în pielea fiecărui personaj care simți că are ceva de spus. Va ieși unul dintre aceste personaje, vor ieși la rampă, vor ieși în față să își spună nemulțumirea sau, mă rog, în funcție de context, în funcție de conflictul despre care vorbim. Trebuie să-ți dai voie să intri în pielea acelui personaj. Cred că am spus în live-ul precedent cum procedez eu. De cele mai multe ori scriu cu mâna stângă tot ce simt că vine afară și acest personaj vrea să spună. După care intru în pielea celuilalt personaj care este în antiteză, care este în conflict cu acest personaj și spun punctul de vedere. Apoi, după ce fiecare dintre aceste părți și-au spus nemulțumirea sau și-au dat cu părerea, au spus care este, cum văd ele lucrurile, mă mut în rolul de mediator, care sunt tot eu, tot o parte din mine, și văd, le văd altfel, cu alți ochi, aceste două personaje. Practic, nu mai dai atenție acolo, la trauma respectivă și te separi de ceea ce s-a întâmplat și poți să privești obiectiv și să înțelegi unde are loc această, care dintre aceste personaje se încăpățânează sau care a înțeles greșit sau e rulează după un program care acum nu-ți mai servește. Toate personajele din noi sunt în noi cu... Deci au rolul de a ne apăra. Niciunul dintre aceste personaje nu vor să ne facă rău. Asta e clar. În momentul în care tu începi să lucrezi cu tine și să-ți armonizezi personajele, o să vedeți că unele se contopesc, ajung să fie de acord, să se pună de comun acord și să intre în armonie, altele se vor dizolva. Sunt unele personaje care tot ce vor este să le dăm atenție și să conștientizăm că sunt și ele acolo, să le acceptăm. Odată ce am acceptat, da mă, eu sunt și bucățica asta și pot să-i dau voie acestei bucăți din mine să fie prezentă. Că despre asta e vorba, nu trebuie să scăpăm, să terminăm cu nicio bucată din noi. Din contră, trebuie să ni le acceptăm, să ni le aducem acasă, să le vedem pe toate, să fim toate aceste bucăți și abia atunci are loc această armonizare, această unificare în care tu conștientizezi că ești toate aceste bucățele și toate aceste bucățele sunt tu. Așa că în răspuns la întrebarea ta, eu sunt toate aceste bucățele. Sunt și yoghina și cântăreața wannabe, că nu sunt vreo cântăreață, dar îmi place să cânt pentru că mă bucură cântatul.
dacă postez aici, nu înseamnă că vreau să-mi arăt talentul, nu înseamnă că mă consider vreo, nu știu, multitalentată. Îmi place să fac lucrurile astea și vreau să mă exprim. Și dacă simt să mă exprim stând în cap și făcând yoga, o fac. Dacă vreau să mă exprim mâine cântând, o fac. Dacă poimine vreau să gătesc, o fac deja. Dacă sunteți membri pe grupul meu, ați văzut că postez aproape în fiecare zi mâncarea vegană pe care o gătesc. Eu sunt toate aceste personaje, și bucătăreasa, și yoghina, și poeta, și toate. Și toate sunt bucăți din mine și niciuna dintre aceste bucăți nu sunt de lepădat. Pentru că sunt bucățele din mine. Iar cei care mă urmăriți aici și vreți să fiu numai poeta, sper că nu e cazul tău dacă ai pus această întrebare, îmi pare rău să vă anunț. Eu nu sunt doar poetă. Eu sunt de toate. Sunt și femeie, și mămică, sunt om. Sunt așa cum și tu sau toți care mă urmăriți acum, sunteți mulți și multe. Și mi-aș dori chiar asta, dacă ați intrat la mine pe site, în descrierea mea, am și o biografie și o descriere acolo, am spus tocmai acest lucru. Mi-ar plăcea să nu fiu băgată în nicio cutiuță, pentru că ceea ce sunt azi s-ar putea să nu mai semene deloc cu ceea ce am să fiu mâine. Și să nu vă mire tot ceea ce eu aleg să fac cu viața mea. N-o să-mi cer scuze, n-o să-mi pară rău niciodată, pentru că tot ceea ce sunt eu, sunt și accept cu toată bucuria. Dacă mâine, nu știu, decid să nu mai scriu, nu mai scriu. Nu schimbă cu nimic, nimic. Eu sunt același om. Tot ce am scris până acum rămâne valabil. Tot ce am să scriu de acum înainte, la fel. Și aș vrea să înțelegeți prin patosul pe care îl pun când răspund la această întrebare, că mi-ar plăcea să înțelegeți și voi că sunteți bucăți multe și să vi le acceptați pe toate și să nu vă separați, crezând că sunteți doar acest un personaj care vă place vouă, pentru că celelalte nu vă plac. Abia acolo se vede conflictul, când apar bucățele din noi pe care nu le placem. Nu ne plac. Sper că am răspuns la întrebare. Știu că a fost ceva mai lung, dar am simțit să mă duc acolo ca să pot să te fac să înțelegi. Vă rog să mă scuzați, înțeleg că sunteți la început, dar uzual este ca la Q&A să evitați să încercați să răspundeți la cât mai multe întrebări. Evitați monologul. Eu nu am făcut monolog mai devreme, domnule dragă, eu am răspuns la o întrebare. Dacă nu vă place ritmul în care eu răspund la o întrebare, vă rog frumos să ieșiți de pe pagină și să intrați în altă parte unde vi se pare că sunteți ascultat. N-o să schimb modalitatea în care eu știu să răspund la întrebări sau îmi doresc să răspund la întrebări. Să încercăm să nu judecăm. Până la urmă, dumneavoastră sunteți cel care ați intrat să puneți o întrebare. Dacă vă interesează cu adevărat răspunsul meu, aveți răbdare, mă întrebați fără să mă certați. Și eu vă răspund cu tot dragul din lume. Cam așa stă treaba, să încercăm să fim oameni. Ok. Mai departe. Cum îmi dau seama care este menirea mea pe pământ? În primul rând, nu te limita să crezi că ai o singură menire. Menirea ta, în primul rând, este că ești aici și tot ceea ce s-a întâmplat până acum în viața ta este perfect. Acceptă locul în care ești, fii recunoscătoare pentru tot ce s-a întâmplat în viața ta până acum și chiar dacă apar în tine momente în care ești nemulțumită și crezi că ai fi putut să faci mai mult, uite-te la ce te face pe tine să dansezi, ce îți face sufletul să danseze. Acele lucruri care îți plac atât de mult și pe care le-ai face fără să obosești, fără să te gândești să câștigi neapărat ceva din asta, aceea este menirea ta. Ce ai face de dimineața până seara fără să obosești și cu tot dragul din lume?
acolo e secretul, acolo găsești răspunsul. Dacă nu știi momentan, scoți o listă și scrii toate lucrurile care îți plac la nebunie pe lumea asta. Ce să faci, nu știu, să ies, să vorbesc, să gătesc, să stau la masă, să mănânc, să alerg, să vezi câte lucruri sunt pe lumea asta care îți plac atât de mult, după care o să vezi că cele care sunt cele mai importante pentru tine vor ieși așa un pic în evidență. Și din suma acestor lucruri care îți fac sufletelul să danseze, se va creiona ceva frumos și de acolo o să vezi că ușor, ușor iese la suprafață și menirea. Dar să nu puneți o greutate pe umării voștri. Să nu puneți o greutate, vai, nu mi-am găsit menirea, unde o fi menirea mea, n-am scop sau mă rog. Haideți că încerc să mai caut întrebări. Da, vă rog să mă iertați dacă nu sunt așa cum este prima dată când fac așa ceva, prima dată când încerc un live de întrebări și răspunsuri. Nici măcar nu știu cum funcționează întrebările, cum ajung să le vezi înapoi pe cele de mai sus, dar promit un lucru, promit că am să răspund offline, după ce se termină live-ul, dacă au fost foarte multe întrebări cărora nu le-am dat răspuns, promit că am să stau, nu mâine sau poimine, dar în săptămâna următoare am să răspund la toate întrebările. Dacă tot m-am încumetat să fac asta și să intru să fac un live de special pentru întrebări și răspunsuri, da. Ok. Ești o femeie foarte puternică, te apreciez foarte mult și te felicit pentru tot ceea ce faci și mai ales pentru că încerci să ne ajuți și pe noi să devenim puternici. Mulțumesc! Cei care înțeleg ce încerc să fac aici, înseamnă că vibrează cu mine pe aceeași frecvență și ei știu că intenția este cea care contează și întotdeauna iese la suprafață. Dacă ceea ce face un om are la bază o intenție bună și pleacă dintr-un spațiu pur, adevărul întotdeauna iese la iveală. Și când ceva este clădit pe mizerie, la fel, va ieși mai devreme sau mai târziu la suprafață. Da. Ce ne facem cu mila? Nu pot să mă detașez de anumiți oameni. Am milă de ei, cu toate că m-au rănit. Ok. O să vorbim despre asta. Spuneam că iubirea este o stare, o realitate. Iubirea nu este ce credem noi. Eu te iubesc pe tine, tu mă iubești pe mine. De aici și mila. Mila, practic, este un atașament pe care tu l-ai format față de niște oameni care cumva așteaptă această milă și prin asta te ține prinsă acolo. Atașamentele ne iau puterea și libertatea. În momentul în care suntem atașați de oameni și mai ales de familie, noi uităm de noi. Și credem că aceea este iubire, dar nu are nicio legătură cu iubirea. Are legătură cu faptul că s-a creat un atașament acolo și credem că este musai și este neapărat nevoie ca noi să fim acolo, să ne dăruim și să dăm tot ce avem mai bun. Și ce credeți că se întâmplă cu acești oameni dacă nu v-ar mai fi milă de ei? Credeți că încetează să mai existe? Sau unde e frica? Există o frică în spate. Știu despre ce vorbiți pentru că și eu am fost acolo și încerc să vă dau un răspuns cât mai să înțelegeți. Dacă toți oamenii din viața mea sunt eu, sunt bucățele din mine, de cine mi-e milă? De mine? Ce aspect din mine cere milă? Care bucățică din mine se crede victimă și așteaptă milă? Căutăm acolo unde noi cerem milă de la ceilalți
Și când am găsit, vindecăm partea din noi care cere milă, vindecăm victima și atunci nu vom mai vedea realitatea noastră niciun om care să aibă nevoie de milă. Bună seara, sunteți? Da? Ok. Aș vrea să caut întrebări. Mulțumesc și pentru complimente și pentru apreciere și pentru susținere. Sunteți minunați. Mai caut niște întrebări. Dacă au trecut deja... Bună seara, doamna Daniela, nu mă cheamă Daniela, mă cheamă Danila Georgiana, așa că foarte des se întâmplă această confuzie. Danila nu înseamnă Daniela, dar oamenii se grăbesc să citească și atunci... Da, hai că nu știu pe ce am apăsat, că mi-a dispărut absolut tot ce scrieți. Minunat! Gata, gata, am rezolvat. Da, e ceva nou și pentru mine asta. Probabil o să... Nu știu dacă o să repet asta. Îmi place mult mai mult când fac live-urile mele cu tematică și cu recitat poezii. Îmi place să răspund la întrebări, dar cumva pentru că sunt atât de rapide și pentru că oamenii vor ca eu să răspund repede. Da, uite, mai sunt și mesaje. Oameni care, nu știu, așa simt ei să intre și să scrie acolo ceva care nu ajută pe nimeni, nici măcar pe ei, pe mine nici atât. Ia să vedem. Sincer, te urmăresc de câțiva ani, evoluția ta este una magnifică și te apreciez din suflet că poți face multe lucruri pentru tine, dar și pentru noi. Te pup, suflet bun și curat. Mulțumesc, Bianca, mulțumesc din suflet și eu. Da, tocmai de asta am să vă spun sincer, dacă totul este cu noi și noi creăm un rai al nostru pe pământ, este normal să vrem să vedem evoluția noastră, așa, pașii evoluției. Să știți că de cel mai multe ori tot ce postez, postez mai ales când vine vorba despre yoga, da? Eu am început să fac yoga acum 3 ani și postez pentru că îmi văd evoluția. Știu unde eram înainte, de-abia reușeam să mă întind puțin în spate. Eu nu am știut să mi-apreciez corpul. Eu vin de acolo, din zona aia de energie masculină, de om care trăia în mintea lui foarte mult. Și din 2012, când m-am trezit și am înțeles că nu sunt doar atât, că nu sunt mintea mea și că sunt mult mai mult de atât și că sunt... Am o poezie în care am spus, ți s-a spus că ești un nimeni și acum afli că ești tot. Exact despre asta e vorba. Tot ce scriu în poezii... Da, haideți că m-am întrerupt acolo. Mi-a apărut că Wi-Fi-ul mi-a picat și a trebuit să intru pe datele mobile. Ziceam că îmi place să-mi văd evoluția și dacă evoluția mea vă inspiră și pe voi, este minunat. Asta e frumusețea. Nu? Să vezi de unde vine un om, de unde a plecat... Și care a fost parcursul lui și cum a ajuns aici unde este acum. Și da, eu simt să mă exprim în toate modurile posibile. Nu e nimeni obligat să mă urmărească. Mă urmăresc cei care rezonează și cei care vor să se inspire din evoluția mea. Și eu mă inspir din evoluția altora. Am câțiva oameni pe care îi urmăresc cu drag și în care mă regăsesc în călătoria lor, mă regăsesc în tot ceea ce spun ei. Sunt și oameni care, la fel, sunt foarte cunoscuți sau foarte urmăriți de oameni cu care eu nu rezonez. Și atunci nu e absolut nicio problemă. Cum ar fi fost să ne placă tuturor femeilor aceeași rochie dintr-un magazin? Tocmai asta e frumusețea. Diversitatea. Diversitatea. Ok. Hai să vedem, acum s-a blocat aici, dacă mai am ceva întrebări. Deja a trecut o jumătate de oră, am zis că stau o jumătate de oră, dar cred că pot să mai... Ah.
Foarte multe mesaje de bună seara, de vă urmăresc, dar nu prea găsesc întrebări. Salut din Republica Moldova. Când a fost ciclul de schimbare, Georgiana, Nadalina, gata, voi trăi altfel, atât de... Voi trăi altfel, atât de echilibrată, feminină, plină de iubire. Așa să faci, draga mea. Susțin femeile care înțeleg câtă magie și forță există în pântecul lor. Și că așa cum creează viață, așa cum aducem pe lume o nouă viață, așa creăm realitatea înconjurătoare. Suntem creatoarele vieții noastre. De ce ne e teamă? De ce ne e teamă să scoatem afară frumusețea din noi, să lăsăm să se reverse și să iasă afară zeița? Stați cu voi, fetelor, că tot veni vorba. Nu vă mai grăbiți să săriți în relații. Relațiile sunt doar oglinda. Bărbații din viața voastră vă arată unde sunteți voi, cât de mult vă iubiți. Dacă bărbatul se comportă frumos cu voi, vă aduce flori, vă iubește, vă ascultă, este trup și suflet acolo, înseamnă că voi ați ajuns la voi. Înseamnă că voi știți cine sunteți, înseamnă că ați înțeles și că vă iubiți. Dacă bărbatul nu vă dă atenție și nu este acolo pentru voi și din contră vi se vorbește urât sau sunteți tratate rău, atunci înseamnă că asta faceți voi cu voi. Asta e părerea voastră despre voi și bărbatul vă arată cum vă iubiți voi pe voi. Da. Am mai spus asta și am să repet că practic aceleași întrebări, aceleași teme de discuție, pentru că de-aia venim aici. Cum vezi tu împlinirea? Te simți un om împlinit? Bună întrebare! Mulțumesc, Mihaela! Ești un om împlinit atunci când ai început să accepți toate bucățelele din tine ca fiind parte din tine, fără să le mai judeci, fără să te mai critici, fără să ai regrete și să te accepți. Și acolo unde încă nu iubești, să dai cu iubire multă. Și cred că împlinirea este un proces continuu. Nu poți să spui niciodată că ești împlinit, nu poți să spui niciodată că ai ajuns. Da, sunt mult mai împlinită decât eram ieri. Pentru acest moment sunt foarte împlinită, o luăm așa, pe fiecare zi cum vine. Astăzi sunt împlinită. Mâine lucrez cu mine în continuare să mă simt la fel de împlinită și mai împlinită. Și tot așa. Pentru mine asta este împlinirea. Să lucrez cu mine și să ajung să îmi placă absolut totul la mine. Sunt acolo, dar mai apar mici episoade. Când apar, stau cu mine, mă ascult, nu mai fug. Altădată fugeam, mă speriam. Acum stau, dacă se trezește o traumă din copilărie și simt să plâng sau simt să mă izolez, să stau cu mine, fac asta, las durerea să iasă afară, stau cu ea, o ascult și o vindec. Pentru că durerea, atunci când îi dai atenție și o accepti, nu încerci să scapi de ea, da? O accepti. O lași să fie. E și ea parte din tine. Atunci ea se simte înțeleasă și se dizolvă singur. Așa vine vindecarea, prin acceptarea oricărei părți care doare. Da. Am salvat toate clipurile tale, ești minunată, vocea, privirea, zâmbetul, toate transmit exact ce trebuie. Mulțumesc!
Da, uite, acum, spre exemplu, sunt multe părți din mine care ies. Am în mine partea de femeie înțeleaptă, care e atentă să răspundă cât mai bine. Am în mine și o fetiță care se bucură foarte tare și care așa. Am în mine și o bucățică care se simte puțin pusă la zid, așa, și care îi e teamă să nu cumva, că nu face față, că nu înțelege. Că... Deci sunt un amalgam de georgiane acum, în momentul ăsta, care sunt treze și care se uită la voi și care citesc în aceste întrebări, da? Ce să fac? Să le elimin pe cele care sunt speriate sau bucățica asta din mine care are așa un pic de teamă? Nu, o accept și pe ea, e tot bucată din mine, e și ea aici, îi dau voie să fie. Știți vorba aia cu frica, nu? Nu ne e frică să ne fie frică. De ce să ne fie frică că ne este frică? Să acceptăm că ne e frică, că și frica e, are și ea un scop. Frica de multe ori te ajută să nu te arunci, să dai cu capul, nu? E bine să fie un pic de frică acolo, dar să nu o lași să te acapareze. Am eu o poezie destul de veche, cu, nu mai mi-aduc aminte exact versurile, știu doar că era că frica poate să stea în dreapta ta liniștită, dar niciodată la volan. La volan ești tu. Sufletul, sinele, el este cel care conduce, da? Cel care este mijlocul semnului infinit, cum vă spuneam. Te simți un om împlinit și de ce? Exact mai devreme am răspuns la această întrebare, cred că tot tu ai pus-o, dacă nu mă înșel, despre împlinire. Deci, frica să stea în dreapta ta, o vezi că e acolo? Draga mea, mergi și tu cu mine la drum, dar niciodată nu iei locul șoferului. Eu sunt la volan, tu stai în dreapta mea. Deci nu vă fie frică să vă fie frică. Lăsați frica să fie și ea acolo. E tot parte din noi. Să știți că lucrez în terapiile mele cu partea asta, cu fragmentarea. Lucrez cu mine și cu oamenii care apelează la mine să lucrăm împreună. Și de cele mai multe ori am găsit părți din oameni care nu vor nimic. Deci ies afară, fac urât aceste părți din noi, sunt nemulțumite, dar știți de ce? Doar pentru că vor să fie acceptate. Vor să înțelegem că sunt și ele acolo, bucățele din noi. Dacă nu le băgăm în seamă, dacă le ignorăm, dacă le certăm, dacă încercăm să le împingem, le respingem, le vrem să le băgăm pumnul în gură, e, cu cât încercăm să le dăm la o parte, cu atât vor veni mai înverșunate să dezechilibreze armonia și mai tare vor da cu pumnul și cu piciorul în podea, pentru că vor să fie văzute. Deci, bucățelele din voi, mai ales acelea care sunt supărate, nervoase, furioase, acolo e nevoie de iubire. Acolo ducem atenția și iubirea. Cum facem când cei mai dragi ne rănesc sufletește? Cum trecem peste? Păi, așa cum vă spuneam, noi nu trebuie să avem pretenția ca ceilalți să ne iubească pe noi și să nu ne rănească. În primul rând, aveți grijă să nu faceți voi asta cu voi. Voi să nu vă răniți pe voi. Pentru că în momentul în care tu te iubești pe tine și îți dai atenție, nu te mai rănești, adică nu-ți mai întorci spatele ție, nu mai mănânci prostii, nu mai bagi în tine alcool, țigări, droguri, nu mai pierzi nopți în șir, nu mai... Asta înseamnă să nu te iubești, înseamnă că n-ai grijă de corpul tău, n-ai grijă de mintea ta, în loc să stai cu tine, ești cu atenția tot timpul în exterior, asta este neiubire de sine. Neiubirea de sine pe care tu o ai, ți-o vor arăta și ceilalți. Deci dacă ceilalți te rănesc, te rănesc pentru că ți arată ce-ți faci tu ție. Tu pe tine te rănești. Tu n-ai grijă de tine, nu te iubești tu, nu te iubesc nici ceilalți. Așa merge, este o oglindă. Lumea exterioară nu e nimic altceva decât oglinda noastră. Lumea din noi ieșită în afară. Toți oamenii din jurul nostru sunt bucățelele din noi, mai ales cele pe care nu le acceptăm, vor veni așa, în forma unor oameni din jurul nostru care ne
pun bețe în roate sau care tot timpul ne supără, ne zgândăre, imediat luăm foc, imediat ceva nu e. De ce? Pentru că acea bucățică e în tine și o vezi proiectată în afara ta, în trupul acestui om. Până nu faci pace cu bucata aia din tine, acest om va continua să te tachineze. Acest om va continua să spună bețe în roate, să te supere, să... Da. Înțelegeți? Nu e nimic în afara noastră care să nu fie și în noi. N-ai cum să vezi în afara ta ceva ce nu e în tine. Dacă ai rezolvat în tine, ai vindecat în tine, a dispărut și din afara ta. Nu mai există în afara ta. Pentru că ai făcut pace în interior. Dispare, pur și simplu dispare. O să vedeți, realitatea voastră arată așa cum sunteți voi în interior. De ce credeți că unii oameni văd numai frumos? Totul le merge bine, au tot ce le trebuie, sănătate, frumusețe, curățenie, împlinire materială. Totul este bine în viața lor. De ce? Pentru că au avut grijă să se uite în interior, să clădească raiul lor interior, să așeze bucățelele împreună, să le dea cu iubire, cu acceptare și apoi acel paradis interior au început să-l aibă și în exterior. Dar dacă noi când avem o problemă interioară, în loc să ne uităm la ea, să stăm cu ea, cu problema noastră, să o vindecăm, să ne ascultăm, noi ne ducem repede la farmacie și luăm pastile, adică ceva din exterior, sau ne ducem repede și punem un pahar de vin, sau ne ducem repede și vorbim cu nu știu cine din afara noastră, sau noi asta facem, noi tot timpul ne ducem și căutăm vindecarea în afară. Păi cum o să știe cineva sau ceva din afara mea ce-mi trebuie mie din interior? Știe altcineva prin ce, cu ce mă confrunt eu? Suntem născuți perfecți. Corpul ăsta e perfect. Perfect așa cum e el. E o mașinărie, o fabrică chimică. Deci toate stările de euforie pe care vi le dau drogurile le avem în interior. De ce să căutăm în afară? Vindecarea, la fel, vine din noi. N-ai ce să cauți să te vindece altcineva. Cum să te vindece o pastilă? Atât de multă încredere am pus în exteriorul nostru, atât de mult am fugit de noi, încât am ajuns să depindem de exterior, fără să știm că exteriorul e creat de noi. Până nu ajungem să inversăm, să ne întoarcem la bază, să înțelegem că tot ce se vede în afară este de fapt proiecția interiorului nostru, nu ne va fi bine, vom fi tot timpul într-o căutare continuă, că ne uităm tot timpul în exterior, căutăm rezolvarea acolo, căutăm să ne iubească ceilalți, căutăm să ne vadă ceilalți. Dar noi nu ne uităm la noi, dar vrem să fim văzuți, să ne vadă alții, dar noi nu ne vedem. Da. Mai departe. Care este prima carte care ți-a deschis ochii? Prima carte care mi-a deschis ochii, n-am să uit niciodată, este cartea care m-a trezit, cartea Puterea Prezentului a lui Eckhart Tolle. Sau Eckhart Tolle, cum mai spun unii. Eu am citit-o în Anglia în 2012, eram la Londra. A venit cartea asta fix în momentul în care eram extraordinar de rătăcită, nu înțelegeam nimic, dădeam atenție numai exteriorului, nu știam cine sunt pe lumea asta, habar n-aveam că eu creez tot și că lumea mea este creată de mine, dar prin acea carte, cu o singură frază, și am mai spus asta în câteva emisiuni televizate, tu nu ești mintea ta. În acel moment mi-am dat seama că eu nu sunt mintea mea și că mintea mea e o unealtă pe care eu o folosesc atunci când am nevoie să calculez, să creez, să-mi reamintesc. Mintea e minunată. E un servitor minunat, dar niciodată, la fel, nu e la volan. Dacă ai lăsat mintea să te conducă, te duce pe niște cotloane. Aici, sufletelul este la putere. Suntem suflete nemuritoare. Venim în aceste trupuri ca să creștem spiritual.
ca să învățăm ce n-am învățat în alte vieți, ca să plătim karma pe care ne-am adunat-o în alte vieți. Ia, că tot veni vorba, cartea asta, dragii mei, Suflete curajoase, da? O recomand cu tot dragul, de-abia am început să o citesc, este extraordinară. Este vorba despre cum ne semnăm dinainte de a veni în acest trup, lecțiile pe care le învățăm, cum noi suntem cei care decidem cine va fi mama și tatăl nostru, cum să se comporte mama și tata cu mine, cum, dacă mama mea se poartă urât cu mine, este pentru că eu am decis asta înainte să vin în trup, pentru că numai așa, printr-o mamă care vorbește urât, eu o să înțeleg niște lucruri. Sunt oameni care și-au semnat să am cancer, să am sida, să am, noi ni le-am dorit pe toate. Știu că vă pare greu, vi se pare greu să înțelegeți, dar ăsta este adevărul. Înainte să venim în trup, ne alegem viața pe care o trăim. De ce? Ca să învățăm din ea. Sunt oameni care vin și aleg să aibă o viață fără adăpost, bolnavi, singuri. Pentru că fiind singuri, fără adăpost și bolnavi, vor învăța să se iubească pe ei. Asta este lecția. Asta venim să învățăm. Să ne iubim pe noi înșine. Să ajungem înapoi acasă la iubirea care suntem. Că noi asta suntem, iubire. Și realitatea divină este iubirea. Și tu ești iubire și tot în jur devine iubire. Și pentru asta venim aici pe pământ și pentru asta ne semnăm dinainte drumul pe care îl vom urma. Așa că nu vă mai speriați, vai, eu ce viață am, ce s-a întâmplat în viața mea, nu s-a mai întâmplat la nimeni. Credeți-mă, fiecare om acum, dacă vă iau pe fiecare și vă întreb, o să spuneți că viața ca a voastră n-a avut nimeni pe lumea asta și prin ce ați trecut voi n-a mai trecut nimeni. Și dacă mă apuc eu să vă spun prin câte am trecut eu, la fel o să cred că, mamă, ca mine n-a mai trăit nimeni, ce viață de film am avut. Toți avem viață de film. Unul mai bine decât altul, unul mai rău decât altul. Și pe partea pozitivă și pe partea negativă. Pentru că asta ne-am ales să trăim. N-am venit așa... Am venit și ne-am trezit și noi pe aici. Nu, dragilor. Și asta e, am venit ca să ne aducem aminte cine suntem. Și în momentul în care ai înțeles că ești un suflet care are de învățat lecții, care are de spălat karmă, care are de adus aminte cine e el pe lumea asta, atunci tu te întorci înapoi la tine și începi să lucrezi cu tine și accepti drumul pe care ți l-ai ales, îl accepti. Că noi jumătate din viață, mai bine din jumătate, sunt mulți care în toată viața, nu vor să-și accepte viața, nu vor să accepte că ei și-au pus aceste obstacole în calea lor. Dacă nu există nimic altceva în afară de tine și că și conștiința pură, ești tot tu. Tu ești creatorul, tu ești tot ceea ce se vede, deci cine a pus acele obstacole în calea ta? Tot tu. Da, dragii mei, nu există nimic în afară de noi. Dumnezeu suntem tot noi, divinitatea este în noi, diavolul tot în noi, îngerii tot în noi, totul este unul. Asta înseamnă să ne întoarcem acasă, să adunăm bucățelele și îngerii și diavolii pe toți, să-i ne acceptăm, să-i vedem, să ajungem să înțelegem de ce ne-a fost dat drumul ăsta și ce avem de învățat și care e nivelul următor de evoluție. Ca să creștem și mai mult în iubire, să ajungem să fim ceea ce suntem noi, puritate, lumină, că asta suntem. Esența noastră e lumină, suntem ființe de lumină. Mă bucur că ți-a plăcut răspunsul meu, Bianca. Îmi pare rău că n-am putut să răspund la mai multe întrebări. Am zis că o să răspund, dacă întrebările voastre necesită un răspuns, am să răspund. Momentan am răspuns la cele care au apărut aici și nimic nu e întâmplător. Întrebările care au apărut aici înseamnă că acestea erau cele care trebuiau să primească răspuns în seara asta. Eu cred foarte mult că nimic nu e întâmplător, pentru că noi creăm tot ceea ce se întâmplă, da? Și vă mulțumesc din suflet pentru întrebările voastre. Am să mă opresc aici cu răspunsurile. Vreau să-mi scrieți dacă v-a plăcut acest live, să dați like și inimioară și dacă vreți să-l și distribuiți, pentru că dacă într-adevăr
vă plac astfel de live-uri și ați vrea ca eu să răspund la întrebări, și când fac celelalte live-uri, live-urile de duminică, procedez la fel, vorbesc despre o temă, doar că nu răspund la întrebări. Dacă simțiți că ați vrea să mă auziți mai mult răspunzând la întrebări, vă rog să-mi scrieți comentariu aici și ulterior am să decid dacă mai fac astfel de live-uri sau nu. N-aș vrea să plec înainte să vă recit o poezie, totuși, parcă nu sunt eu așa, dacă am intrat live să nu zic o poezie, și am să aleg din cartea asta, o să văd așa unde se deschide cartea, că înseamnă că mesajul din această poezie este cel care închide seara noastră de întrebări și răspunsuri. S-a deschis așa la o poezioară mică și la una mai mare. Deci o să le citesc pe amândouă până la urmă. Iată, uite, o poezie pe care n-am mai recitat-o de foarte mult timp. Cred că e momentul just să scriu cu mâhnire despre cum ajunge omul să uite de sine. Atașându-se pe rând de toate câte vede, dorind să aibă cât mai mult, el suferă când pierde. Legat strâns de lucruri, de nimicuri, de hârtii, prietenii sunt osteniți și îngropați în datorii. Au casa lor, mașina lor, dar tot mai triști. Dacă îi întreb ce rost au toate, spun că muncesc pentru copii. Avem mâncare, haine, aur și bijuterii. Avem studii, calificări, diplome și meserii. Avem animale de companie, avem și companii. Avem părinți, copii, logodnici, frați, până și pământul e al nostru. L-am cumpărat. Pădurile sunt ale noastre. Să le tăiem copacii, să împânzim apele cu plastic, că tot sunt ale noastre. Să poluăm, să experimentăm, pentru putere să construim și bombe nucleare, că doar a noastră e planeta și doar pe noi ne are. Avem și un nume, ne-a fost dat când ne-am născut. Avem o țară a noastră, o limbă, un trecut. Avem și sex, și minte, avem și trup. Avem. Dar cine suntem? Ce suntem dacă nu avem? Ce mai rămâne? Mai au toate vreun sens? Mai putem spune un mulțumesc, un te iubesc la fel? Oare că suntem nu e suficient? Să fim doar, dar, dragilor, și nu să avem. Să învățăm să iubim liber, fără atașament. Să nu avem nimic și nimeni să nu fie al nostru. Să ne bucurăm că suntem vii sub cerul ăsta albastru. Mulțumesc! A fost ca o concluzie la tot ce am vorbit în seara asta, de-abia aștept să revăd acest live, să văd câte întrebări au fost la care nu am reușit să răspund, pentru că nu le-am văzut și pentru că n-am știut cum să mă întorc înapoi la ele, dar așa învățăm, ușurel, ușurel. Și spuneam că cartea s-a deschis în odată poezia Să fim, pe care tocmai am citit-o pentru voi, și mai am una mică cu care închei.
Se numește timpul și energia ta. E în aceeași notă. Dacă ascultați poeziile mele, o să vedeți că majoritatea duc în același punct și în același loc. Și tot ce scriu în poezii sunt sfaturi pe care eu mi le dau mie și felul în care am reușit să evoluez până acum este aici, între paginile acestei cărți și cealaltă și cea care urmează. E posibil anul acesta să mai public o carte, încă sunt în discuții cu editura, nu am finalizat nicio... n-am hotărât nimic exact. Am să anunțe, oricum. Timpul și energia ta. Timpul și energia ta, adevăratele comori. Dacă le pui într-un sol bun, cresc cele mai frumoase flori. Însă dacă le îndrepți greșit, te vei simți nedreptățit. Și atunci când ele s-au sfârșit, vei ști că te-ai irosit. Timpul și energia ta înseamnă atenția ta să fie întotdeauna acasă, nu în exterior. Dacă stau și mă uit la televizor și mă uit în gura altor oameni și să mă interesează ce fac alții, ce fac vecinii, ce fac rudele, în loc să mă intereseze ce fac eu, asta înseamnă că timpul și energia mea se irosesc în exterior pe lucruri neimportante. Și am venit pe lumea asta să evoluez, am venit să cresc spiritual, am venit să aflu care-i treaba cu mine, am venit cu un scop și scopul este pierdut dacă energia nu rămâne acasă. Asta a fost intervenția mea. Vă mulțumesc din suflet tuturor celor care ați rezistat până acum. A fost un live destul de lung, văd că deja e ora 7, adică am stat o oră cu voi, e cel mai lung live pe care l-am făcut până acum. Am avut emoții foarte mari, recunosc, dar aștept să-mi spuneți dacă vreți să ne mai vedem așa și vă pup pe toți, vă iubesc, sunteți minunați și să ne vedem duminică cu un nou live de duminica. O seară frumoasă, la revedere!